Geneza 4, de la 1 la 8, cuvântul Domnului spune astfel. Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva. Ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu e așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel, haide să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Amin. Vă rog să vă așezați. Înaintea noastră stă un text care nu este o legendă, nici un mit, nici o pildă sau o povestire închipuită din care noi să extragem învățături morale și spirituale. Înaintea noastră stă un pasaj care aduce un eveniment istoric ce s-a întâmplat cu multe mii de ani în urmă în zorii umanității din punct de vedere al speciei umane la începuturile existenței speciei umane pe acest pământ. Este un pasaj care aduce înaintea noastră doi frați, un pasaj cunoscut de către mulți oameni, chiar de către necredincioși, de către necreștini, un pasaj care ni-l descoperă pe primul criminal din istorie, primul om care s-a făcut vinovat de actul omuciderii, nimeni altul decât Cain, primul născut al omenirii. Ceilalți doi părinții lui n-au fost născuți, ci au fost creați de către Dumnezeu într-un mod supranatural, dar Cain este primul născut al omenirii și în același timp primul criminal al omenirii. În același timp, în acest pasaj, avem înaintea noastră și primul credincios al speciei umane. Primul om care a manifestat credință mântuitoare este nimeni altul decât fratele său, Abel, cel care este victimă în toată această relatare, în tot acest eveniment. Abel este primul credincios din lume. Și dacă nu mă credeți, vă invit să citiți împreună cu mine și îl rog pe Cristi să pună pe ecran primele patru versete din Evrei, capitolul 11. În Evrei 11, autorul face o trecere în revistă a credincioșilor din vechime și trecerea aceasta în revistă este cronologică, de la început până la finalul Vechiului Testament. Și autorul epistolei către evrei dă în primul rând definiția credinței. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta, spune el, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută din cuvântul lui Dumnezeu. Și începe din Geneza 1, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Și apoi în versetul 4 aduce înaintea noastră primul credincios. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit. Prin ea Dumnezeu vorbește, prin ea vorbește el încă, măcar că este mort, spune autorul. Și probabil deja vă gândiți cum de este Abel, primul credincios, n-a fost Adam, n-a fost Eva, n-au fost primii oameni credincioși după ce au căzut în păcat. Eu cred că da, numai că situația lor este una specială, în dreptul lor cu greu putem aplica calificativul de credincioși, pentru că definiția credinței spune că este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, însă Adam și Eva, după ce au fost creați,
n-au trăit prin credință până au păcătuit, ci prin vedere. Ei l-au cunoscut pe Dumnezeu, Dumnezeu a vorbit nemijlocit cu ei, au fost creați fără de păcat, deși cu posibilitatea de a se răzvrăti, dar au avut o neprihănire a lor înșiși până la cădere. De aceea este impropriu să aplicăm în dreptul lor și nici autorul nu aplică în dreptul primilor oameni apelativul de credincios. Însă Abel s-a născut din femeie, s-a născut în păcat, s-a născut deja într-o lume pervertită și Abel ajunge să întâlnească pe Dumnezeu și să manifeste credință mântuitoare. De aceea el este primul credincios din lume, primul om în viața căruia întâlnim manifestată credința mântuitoare. Primul criminal, așadar, l-a omorât pe primul credincios și culmea, ăștia doi erau frați, primii frați din lume. De la începutul omenirii, dragii mei, vreau să vă readuc în aminte aspectul acesta și să nu uităm niciodată, mântuirea a fost prin credință. Niciodată mântuirea nu s-a căpătat altcumva. Chiar înainte de evrei, chiar înainte de Moise, chiar înainte de Avram, chiar înainte de Noe, chiar și înainte de Enoch, cel care a umblat cu Dumnezeu, din zorii omenirii, de la momentul căderii în păcat, mântuirea a fost prin har și s-a căpătat prin credință. Despre Abel ni se spune că a fost credincios și de aceea a avut o mărturie bună și Dumnezeu l-a primit și îl vom întâlni în împărăția sa. Foarte important adevărul acesta, întotdeauna mântuirea s-a căpătat prin credință și înainte de Hristos, pentru că jertfa lui Hristos acționează și retroactiv. Sângele lui a curs și acoperă păcatele sfinților din vechime care au trăit înainte de el, pentru că jertfa lui Hristos a fost decisă și hotărâtă din eternitate înainte de întemeierea lumii. Dumnezeu n-a fost luat prin surprindere de căderea omului în păcat și tocmai pentru că Dumnezeu a cunoscut că omul va cădea în păcat, înainte de a alcătui universul și lumea noastră, Dumnezeu a alcătuit planul de salvare care consta în întruparea singurului său fiu și în moartea lui răscumpărătoare. Așadar, înaintea noastră stă un pasaj care prezintă două personaje, primul criminal și primul credincios din istoria omenirii. Însă credința lui Abel, după cum am văzut din pasajul din Evrei, este dedusă și este vizibilă din jertfa pe care a adus-o. Și aici avem înaintea noastră două jertfe aduse de doi oameni, una primită, alta respinsă și ne vom uita într-un mod special la aspectele acestea. Credința lui Abel se vede din închinarea pe care Abel o aduce prin jertfa lui. Și haideți să trecem în revistă pasajul pe care l-am citit foarte pe scurt și apoi să tragem câteva concluzii, nu o să vă țin până la 8 fix cu siguranță. Ne spune cuvântul Domnului că Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva, ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Cain este primul născut al primei familii din lume. Atenție, așadar, Cain este fiul biologic al lui Adam și al Evei. Și îmi veți spune evident de ce spui lucrul acesta, pentru că în prezent veți întâlni tot felul de teorii care mai de care mai năzbâtioase, chiar prin cercurile noastre evanghelice, cum că iată omul acesta Cain nu l-ar fi avut ca tată pe Adam, ci o altă ființă pseudo-umană. Nu vreau să intru în detalii pentru că teoria aceasta este ridicolă din capul locului. Biblia spune clar, Adam s-a împreunat cu soția lui cu Eva și în felul acesta s-a născut primul om și anume Cain. I-au pus numele Cain, care tălmăcit înseamnă, vedem chiar din spusele mamei sale, am căpătat, adică am primit, adică el este aici. Și îmi veți spune ce vrea să zică Eva prin numele acesta pe care el a pus primului său fiu. Țineți minte că în vechime numele întotdeauna aveau o semnificație. Nu erau puse după cum sună, cum e astăzi sau după cum e la modă. Întotdeauna când vă uitați în Vechiul Testament, fiecare nume are o semnificație și de multe ori numele era profetic pentru că vorbea fără să știe cel care primea numele despre viitorul lui și planul pe care Dumnezeu îl avea cu el. Cain înseamnă am primit, am dobândit ce mi-a promis Domnul, adică el este aici, pentru că Domnul a făcut o promisiune în capitolul 3. Și promisiunea aceasta o vedem în pedeapsa pe care Dumnezeu i-o dă șarpelui. Și în capitolul 3 cu versetul 15, noi ne-am uitat în urmă cu câteva luni în acest pasaj, Dumnezeu îi spune șarpelui, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi
călcâiul. Și aici este o profeție cu bătaie lungă, evident cu referire la Domnul Iisus Hristos, care s-a născut realmente din punct de vedere biologic doar din sămânța femeii. E vorba de nașterea din fecioară a Fiului lui Dumnezeu, acest eveniment unic și irepetabil în toată istoria umanității. S-a născut doar din sămânța femeii, fiind contribuție divină acolo și naștere și concepere, de fapt, supranaturală. Dar Eva cu siguranță n-a prins nuanța aceasta, Eva cu siguranță a sperat când l-a văzut pe Cain ieșită din trupul ei, ăsta e cel despre care Dumnezeu a zis că va veni și va restaura ceea ce noi am stricat. El trebuie să fie cel pe care Dumnezeu l-a promis. El trebuie să fie sămânța mea care, iată, a ieșit din mine, s-a născut din mine, Cain îi pun numele, l-am primit de la Domnul, cu siguranță Cain va restaura relația dintre noi și Dumnezeu, ne va duce înapoi în paradis, știți că Dumnezeu i-a scos afară, vom vedea din nou bucuria desăvârșită, vom putea să experimentăm din nou viața veșnică și să fim în afara morții cum am fost în paradis. Cu siguranță Eva a presupus lucrul acesta împreună cu Adam, dar marele a fost dezamăgirea pentru că Mesia pe care ei l-au crezut a fi Mesia, de fapt a fost Antihristos, adică un criminal. Cain, primul născut din Eva, primul copil al primei familii, s-a dovedit a fi o mare decepție și exact inversul a ceea ce ei sperau să aducă. Sperau să aducă viața înapoi pe care au pierdut-o și Cain a adus moarte pe pământ, a vărsat sânge de om, prima crimă și prima dată când pământul acesta a făcut contact cu sângele uman. După Cain s-a născut fratele său Abel, nu știm exact la ce distanță, unii ar specula că ar fi fost gemeni, la fel ca fiii lui Isaac și ai Rebecii, nu știm exact, nu ni se spune, dar știm că este al doilea. L-a mai născut pe Abel și Abel înseamnă, numele lui înseamnă respirație sau suflare, răsuflare, așa cum respiri. Adică ceva foarte fragil, ceva care trece foarte repede. Știți că în Biblie viața omului este asemănată de multe ori cu o răsuflare, cu o suflare care trece. Acum o vezi și imediat dispare. Într-un mod profetic, într-adevăr, viața lui Abel a fost ca o suflare. Știți că oamenii trăiau 1000 de ani la vremea respectivă, el a murit foarte repede din punctul acesta de vedere și, într-adevăr, viața lui a trecut foarte repede. Acum, Biblia ne spune că Abel era cioban, adică se ocupa cu creșterea animalelor, creșterea vitelor, iar Cain era plugar, se preocupa cu roadele câmpului. Până aici nimic greșit. Până aici totul pare în regulă, nu vedem nicio problemă. Nu era absolut nicio problemă faptul că Abel avea profesia aceasta de cioban crescător de vite și faptul că fratele său mai mare, Cain, era plugar, pasionat de legume, de fructe și de agricultură cu concentrare pe partea aceasta a plantelor. Însă, vreau să mai fac câteva remarci foarte importante înainte de a vedea unde sunt de fapt problemele și ce trebuie noi să învățăm din acest pasaj. Vreau să înțelegem faptul că atât Cain cât și Abel erau oameni în toată regula. Și îmi veți spune ce vrei să zici. Vreau să zic că noi venim după 150 de ani de evoluționism darwinist și unii au cedat în fața acestei teorii mincinoase și au presupus că atât Cain cât și fratele lui Abel ar fi fost niște oameni primitivi, niște oameni sălbatici, coborâți din copac, știți, cu dinți lipsă, cu barbă deranjată, cu părul lung, cu niște bâte în mână, îmbrăcați precar, foarte lipsiți de inteligență, lipsiți de darul vorbirii, nici vorbă de așa ceva. Teoria aceasta a omului primitiv, a omului preistoric, este o teorie care pur și simplu nu-i compatibilă cu ce ne învață Biblia. Este o invenție și aveau nevoie de invenția aceasta pentru ca să-și țină în picioare teoria pe care Darwin a dezvoltat-o în urmă cu 150 de ani. Ba chiar au inventat tot felul de verigi lipsă, de oameni preistorici. Vă readuc în atenție un caz celebru de acum aproape 100 de ani. În 1922 au dedus existența omului de Nebraska. Omul de Nebraska, descoperit evident undeva în statul Nebraska, și toată reconstituirea acestui om a pornit de la un dinte. Și poate sora Tarniță poate să confirme mai bine. Au găsit un dinte în statul Nebraska și au spus: ăsta e omul de Nebraska, omul preistoric, legătura lipsă între primate și oameni. Avem așadar veriga lipsă pe care Darwin o căuta de atâta timp, uite că putem să dovedim că evoluționismul este adevărat. 5 ani mai târziu, în 1927, a ieșit la iveală că acel dinte era de fapt un dinte de porc.
au găsit un dinte de porc și de la un dinte de porc au construit o întreagă teorie, un întreg om primitiv, un fel de legătură între maimuță și om și în felul acesta și-au promovat ei teoria mai departe. După omul de Nebraska au urmat alte cazuri, au mai descoperit dinți, de data aceasta de cal, tot așa au presupus că sunt de oameni, n-au fost de oameni, toată teoria lor s-a destrămat și este în continuare destrămată și sub asediu. Ba chiar în prezent sunt tot felul de descoperiri recente. Chiar vă recomand într-un mod special descoperirile cercetătorului Graham Hancock, care a făcut și un documentar, îl găsiți pe Netflix, Apocalipsa Antic. Omul acesta ne spune faptul că oamenii primitivi sau oamenii din trecut erau mult mai inteligenți decât se presupune în mod normal prin tot felul de teorii în prezent. Și el aduce tot felul de dovezi și descoperiri vechi. Ba chiar omul acesta, deși este, atenție, necreștin, este necredincios, n-are nicio treabă cu religia și n-are motivații religioase. El prezintă dovezi clare în cărțile lui, în documentarele lui, în interviurile lui pe care le găsiți pe internet, cum că a existat un potop global și înainte de potopul acesta a existat o generație de oameni foarte inteligenți, foarte capabili, care aveau tehnologie avansată și care au pasat mai departe după potop generațiilor care au urmat această tehnologie. Sigur, putem să fim critici cu multe din aspectele lui Graham Hancock, dar este interesant cum omul acesta a tulburat toată lumea academică și științifică prin descoperirile lui, pentru că a pus sub semnul întrebării ceea ce de mai bine de 100 de ani se consideră a fi un lucru incontestabil, și anume că omul a fost la început prost, neinteligent și acum a evoluat și foarte inteligent și foarte capabil. Nici vorbă, ne spune el, oamenii au fost la început foarte capabili, foarte inteligenți și lucrul acesta și din punct de vedere biologic, ne spune el, este adevărat, pentru că materialul genetic prin multiplicare, prin divizare, se deteriorează. Ba chiar sunt și alte dovezi și alte cărți pe care vi le recomand, care atestă faptul că, într-adevăr, noi nu suntem o generație din calea afară de inteligentă astăzi, ba chiar suntem la polul opus. Vi-l recomand pe Neil Postman, care acum 40 de ani a scris cartea Distracția care ne omoară, și omul acesta vorbea atunci despre televizor care ne distruge capacitatea noastră de concentrare și ne face oameni mai puțin inteligenți, ca să nu folosesc alt cuvânt, și el demonstrează cum acum 200 de ani oamenii de rând din America asistau la o dezbatere electorală, că toți suntem în an electoral, între Abraham Lincoln și contracandidatul lui, și spunea el, oameni simpli, oameni care erau fermieri, au stat 6 ore și au asistat la discursuri extrem de sofisticate între acești 2 candidați, pentru că dezbaterea aceea a fost înregistrată și înscris, erau oameni foarte capabili, foarte inteligenți, și Neil Postman ne spune, uitați-vă la dezbaterile electorale de astăzi. Imaginați-vă și comparați să stai 6 ore la o dezbatere calmă, foarte sofisticată, pe principii civice și tot felul de lucruri care depășesc nivelul nostru de înțelegere al generației din prezent. Așadar, nici vorbă. Oamenii aceștia, Cain și Abel, au fost oameni inteligenți, oameni capabili, nu primitivi, nu sălbatici, cum sunt portretizați în teoriile deja învechite ale evoluționismului darwinist. Gândiți-vă că au creat trepede unelte pentru munca lor. Despre Cain se va spune mai târziu chiar că a zidit o cetate, a construit realmente o cetate, erau oameni capabili, trăiau mult mai mult decât noi, sute de ani, limita fiind undeva la 1000 de ani, acumulau multă informație și multă experiență și erau realmente superiori nouă. Ba chiar în secolul trecut au fost tot felul de teorii, cum că noi astăzi, în prezent, ne folosim 10% din creier. Asta era în secolul trecut. În prezent, eu cred că sunt oameni care bat recorduri și reușesc contraperformanța să-și folosească 1%. Dar e destul de clar faptul că lucrurile nu stau cum ni s-a spus prin evoluționismul darwinist. Cain și Abel au fost oameni în toată regula, oameni capabili, oameni inteligenți, oameni care puteau să comunice, oameni care puteau să judece, oameni care au acționat în cunoștință de cauză cu privire la tot ce au făcut. Abel era cioban așadar, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Versetul 3. Foarte bine, nicio problemă din punctul acesta de vedere la o privire superficială. Însă, ne spune Domnul în versetul 4, că Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu
plăcere. Altfel zis, acești doi frați vin să se închine. Se închină înaintea Domnului. În mod diferit, am spune noi, și aparent inocent, nevinovat. Dar e important să facem câteva remarci. În primul rând, trebuie să ne aducem aminte despre cuvintele Mântuitorului, principiul pe care Domnul Iisus Hristos îl enunță, și anume că lui Dumnezeu îi plac închinătorii care se închină în duh și în adevăr. Domnul nostru face remarca aceasta, acum 2000 de ani a făcut-o, dar vreau să vă spun că ea a fost adevărată încă de la bun început. Dumnezeu dintotdeauna a primit și a apreciat închinătorii care s-au închinat în duh și în adevăr, nu numai de la Hristos încoace. Hristos a făcut remarca aceasta și a enunțat principiul acesta care era valabil dintotdeauna, adică de când Dumnezeu l-a creat pe om. Domnul apreciază și acceptă închinarea omului care este în duh și în adevăr. Ce înseamnă în duh și în adevăr? În duh înseamnă evident cu sinceritate, cu onestitate și izvorâtă din interior. Adică nu ceva formal, nu ceva exterior. Nu te duci la biserică de Paște, de Crăciun. Nu faci niște forme goale, niște ceremonii ca să fii și tu văzut și observat de ceilalți oameni. Închinarea în duh este o închinare care vine din dorința interioară, este o închinare curată, sinceră, onestă și fără vicleșug. Dar e foarte interesant că nu-i suficient să fie doar atât. Că poți cu toată sinceritatea să te afli în eroare și să te închini greșit înaintea lui Dumnezeu. Tocmai de aceea Hristos mai spune, pe lângă închinarea duh, în duh e și închinarea în adevăr. Adică conformă cu voia lui Dumnezeu descoperită în revelație. Pentru noi revelația astăzi este cuvântul scris, complet, bogat, adică Cartea Sfântă, Biblia. Așadar, Dumnezeu a pretins întotdeauna o închinare în duh și în adevăr. Și din dreptul lui Cain și din dreptul lui Abel, Dumnezeu a pretins o închinare în duh și în adevăr. Acum, în viața lui Cain și în dreptul lui Cain putem să remarcăm faptul că omul acesta n-a adus o închinare nici în duh și nici în adevăr. Adică, fără sinceritate, fără onestitate, avea gânduri ascunse, nutrea invidie față de fratele său, sufletul lui Cain era otrăvit. Se închină Domnului, dar nu este o închinare autentică, izvorâtă din interior, pentru că sufletul lui era realmente pervertit și otrăvit de ură și de invidie. Îl ura și îl invidia pe fratele său Abel. Dragii mei, invidia este un păcat oribil. Invidia atrage după sine tot felul de lucruri întunecate. Mânie, dispreț, ură, planuri rele, până într-acolo încât poți să ajungi să comiți crimă. De altfel, Domnul nostru va spune mai târziu, ați auzit că s-a zis să nu ucizi pe fratele tău, dar eu vă spun că oricine se mânie a comis deja în inima lui păcatul uciderii. E suficient să te mâni și invidia produce genul acesta de manifestări interioare și de trăiri interioare. Mânie, ură, dispreț, tot felul de lucruri care îți infectează viața, care îți fură bucuria. Nu te mai poți bucura de nicio binecuvântare pentru că tu ești invidios. Feriți-vă de invidie, luptați cu invidia. Dumnezeu v-a binecuvântat și ne-a binecuvântat pe toți peste măsură de mult. Că unuia i-a dat mai mult decât celuilalt, lăudați pe Domnul și fiți recunoscători. Învățați de la oamenii mai buni decât dumneavoastră, nu îi invidiați. Observați, Cain îl invidiază pe Abel pentru că Abel era pur, era mai bun decât el, era mai evlavios. Nu pentru că avea mai multe avuții, nu ni se spune despre starea lor materială, dar Cain îl invidiază pe Abel pentru că vede că jertfa lui Abel este primită de Dumnezeu. Îl invidiază pentru bunătatea lui. Este realmente o invidie diabolică, demonică. Demonii sunt invidioși pe noi oamenii, pe copiii lui Dumnezeu, într-un mod special pentru că îl recunosc pe Dumnezeu și îi se închină. Atenție așadar, nu poți să vii înaintea Domnului să te închini câtă vreme ești măcinat de păcate, câtă vreme ești apăsat de invidie, câtă vreme ai ură pe fratele tău, câtă vreme ai neînțelegeri, câtă vreme ai păcate nerezolvate, câtă vreme ai relații distruse. O asemenea închinare Dumnezeu nu o primește. Hristos va spune mai târziu când vrei să te închini și îți aduci darul la altar, îți aduci aminte că ai ceva cu fratele tău, ce să faci? Acum ești în rând, trebuie să stai, îți aduci darul și după aia te-i împăcatul. Nu spune Hristos, lasă-ți darul acolo, du-te repede de te împacă cu fratele tău, pe urmă vii și îți aduci darul și te închini
cum trebuie. Asta înseamnă o închinare în duh. Adică să fii în relații bune cu Dumnezeu și cu ceilalți, să fii o închinare sinceră, plină de onestitate și fără vicleșug. Dar închinarea, dragii mei, trebuie să fie și în adevăr, adică conformă cu voia descoperită a lui Dumnezeu. Nu, acum îmi veți spune cum e posibil să verifice Dumnezeu dacă e o închinare în adevăr în dreptul lui Cain și al lui Abel, pentru că nu era încă scrisă Biblia, nici măcar Geneza. Peste sute de ani o va scrie Moise la descoperirea Duhului Sfânt. Dar cum putea Dumnezeu să-l verifice pe Cain dacă se închine în acord cu voia sa revelată și cu adevărul său descoperit? Dragii mei, chiar dacă nu vedem spus într-un mod explicit, cred că avem suficiente informații ca să deducem niște lucruri deosebit de importante. În versetul 4 ne se spune în felul următor: Domnul a privit cu plăcere spre Abel. Dar nu numai spre Abel, ci și spre jertfa lui. Însă spre Cain, dar nu numai spre Cain, ci și înspre jertfa lui Cain n-a privit cu plăcere. Și noi suntem tentați să spunem, problema nu era la jertfă, ci doar la Cain, la jertfitor, la cel care se închină. E drept că în primul rând problema era la jertfitor, dar jertfitorul a mai făcut o greșeală. A adus o jertfă care pur și simplu nu corespundea cu modelul pe care Dumnezeu li l-a dat în capitolul 3. Pentru că Dumnezeu deja le-a lăsat un model de jertfă în capitolul 3. Și îmi veți spune unde scrie asta. Haideți să ne uităm în capitolul 3, versetul 21. După ce au păcătuit, ne spune cuvântul că Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Hainele acestea de piele au provenit de la o jertfă. Altfel zis, a curs sânge pentru ca Dumnezeu să acopere rușinea primilor oameni. A fost o jertfă de sânge pe care primii oameni au văzut-o și au transmis-o mai departe, jertfa aceasta și modelul acesta în dreptul copiilor lor. Așadar, atât Abel cât și Cain știau de importanța curgerii de sânge, jertfă de sânge pentru iertarea păcatelor. E un adevăr care pătrunde și este pretutindeni în Vechiul Testament. Dumnezeu pune un accent deosebit pe faptul că pentru iertarea păcatelor trebuie să curgă sânge. Era nevoie de jertfă de sânge. Acum, Dumnezeu nu avea nimic nici împotriva jertfelor din darurile de mâncare, pentru că vom ajunge în Levitic, primele 7 capitole, acolo Dumnezeu reglementează tipurile de jertfe și vedem chiar daruri de mâncare, dar acele daruri de mâncare erau într-un mod special pentru consacrare sau drept mulțumire. Pentru curățire, pentru ispășire era obligatorie o jertfă animală, o jertfă de sânge. Dumnezeu precizează, sublinează și scoate în evidență importanța curgerii sângelui, importanța jertfelor de sânge. Și a făcut deja lucrul acesta în capitolul 3 atunci când le-a alcătuit haine. Sigur, a acoperit rușinea lor fizică, dar acolo e și un înțeles mai spiritual, mai profund. Prin sângele care a curs, Dumnezeu putea să acopere rușinea păcatului. Și transmitea un adevăr care mai târziu îl va face explicit prin Moise și prin legea pe care le-o va da evreilor. Astfel că îl vedem pe Cain și pe Abel având un model de jertfă și îl vedem pe Cain abătându-se de la acest model, pe când Abel rămâne credincios și aduce Domnului o jertfă de sânge. De aceea Dumnezeu privește cu plăcere spre Abel, care era curat la suflet, care se închina în duh, și spre jertfa lui. Dar spre Cain, care era stricat la suflet, care era otrăvit de invidie, și spre jertfa lui, care era, dacă vreți, o nesupunere, o răzvrătire, o împotrivire, fac cum vreau, mă închin cum doresc eu, am eu ideile mele, am eu teoriile mele, ne-o fi dat Dumnezeu un model, dar eu sunt mai deștept, eu sunt mai inteligent și aleg să mă închin cum doresc eu. De aceea Dumnezeu, și pasajul acesta ne spune, și am certitudinea că lucrul acesta este adevărat, că problema era și la jertfa lui Cain, nu doar la Cain. Jertfa care aduce împăcare, dragii mei, jertfa care aduce iertare, este o jertfă de sânge. Evident, sângele taurilor și sângele țapilor, ne spune tot autorul epistolei către evrei, n-a putut realmente să curețe problema și păcatul nostru, dar sângele animalelor care au fost jertfite aminteau despre faptul că trebuie să existe o jertfă perfectă, jertfa lui Hristos, și priveau în viitor înspre sângele prețios al Domnului Iisus Hristos. De aceea Dumnezeu privește cu seriozitate actul lui Cain, pentru că era un atac la jertfa viitoare a Domnului Iisus Hristos și la sângele de ispășire, adevăratul sânge cu care Hristos a intrat în locul preasfânt din ceruri, după cum ne spune autorul epistolei către evrei. Pentru ispășire, pentru împăcare, pentru iertare, era nevoie de o jertfă
de sânge. Și adevărul acesta este de asemenea ne la modă astăzi, ba chiar pentru unii respingător. Tot vorbiți voi despre sânge, sânge, sânge. Da, pentru că Biblia vorbește. Da, pentru că a trebuit să curgă sânge pe cruce, după cum am văzut și de dimineață, ca să existe iertare. Sângele reprezintă viața și scurgerea sângelui reprezintă moartea. Când sângele se scurge dintr-un trup, lucrul acesta înseamnă că viața se duce și survine moartea. Când Biblia ne vorbește despre sângele lui Hristos, ne vorbește despre jertfa lui Hristos, despre moartea sa, deci despre viața pe care El și-a dat-o în locul nostru. Ascultarea lui Abel se dovedește prin jertfa adusă, o dovadă a credinței mântuitoare în faptul că Dumnezeu va purta de grijă și o dovadă a gravității păcatului. E foarte interesant când ne uităm în Vechiul Testament să vedem ideea aceasta de jertfă de sânge ca un fir roșu pe parcursul întregului Vechi Testament. Când ne uităm în dreptul lui Abel, vedem că Abel aduce un miel pentru sine însuși, un miel pentru un om sau o jertfă animală pentru un om. Când ne uităm mai departe și trecem din Geneza în Exod, ajungem la evenimentul eliberării din Egipt, vedem că Dumnezeu solicită și poruncește un miel pentru o familie și le spune: vreți să scăpați, vreți să nu fiți pedepsiți, vreți să ieșiți din Egipt. Fiecare familie să ia un miel și suficient un miel pentru toată familia, îl sacrificați, îl consumați, îl pregătiți într-un mod corect și ungeți ușorii ușii cu sângele mielului. Mai târziu, când ajungem în Levitic, îl vedem pe Dumnezeu că poruncește un țap să fie adus într-o zi specială din Israel, o zi specială pe an, ziua ispășirii, Yom Kippur, și acolo vedem un sacrificiu, o jertfă nu pentru un om, nu pentru o familie, ci pentru o națiune, pentru un popor. Și apoi ajungem în Noul Testament și avem o jertfă pentru lumea întreagă, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dumnezeu, observați, într-un mod progresiv, prin revelația sa, descoperă importanța jertfei, importanța faptului că trebuia să curgă sânge, să moară un om ca să fie realizată problema omului, și anume despărțirea lui de Dumnezeu. Abel ascultă, Abel este plăcut înaintea Domnului, Dumnezeu primește atât pe Abel cât și jertfa lui. Cain este invidios, Cain se răzvrătește, Cain se îndepărtează de modelul pe care Dumnezeu l-a dat și Cain comite crima. Dumnezeu îl trage la răspundere pe Cain, noi ne-am oprit la versetul 8, dar pasajul continuă. Domnul a zis lui Cain: unde este fratele tău? El a răspuns: nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu. Și Dumnezeu i-a zis: ce ai făcut, crezi că nu știu? Chiar ai impresia că nu-mi dau seama? Te-am întrebat ca să văd dacă te pocăiești. Te-am întrebat să văd dacă recunoști. Dacă ai, nici în clipa asta nu recunoaște. Pentru că omul acesta este realmente împietrit. Este modelul anticristului. Este modelul omului apostat. Deși e religios, nu îl neagă pe Dumnezeu. Doar are conversații directe cu Dumnezeu. Totuși omul acesta nu dă dovadă de nicio urmă de reproș și de părere de rău. Acum, spune Dumnezeu, glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine, blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Apoi îi mai dă pedepse suplimentare. Cain reproșează la un moment dat, ripostează, dar nu ca părere de rău pentru ce-a făcut, ci ca părere de rău pentru pedeapsă. Zice, e cam grea pedeapsa, dar tu nici acum nu-ți ceri iertare. Tu nici amun nu manifesti regret pentru că l-ai omorât pe fratele tău. Nu-i spui acum lui Dumnezeu când totul s-a descoperit, îi dat pe față, cunoaște lumea întreagă păcatul tău. Nu-ți ceri iertare nici acum, nu-ți recunoști vina, nu. Omul acesta este împietrit până la capăt. Îl recunoaște pe Dumnezeu, nu îl neagă, chiar comunică cu Dumnezeu, Dumnezeu îi descoperă păcatul, îi dă pe față nelegiuirea și totuși el nu se pocăiește, ci regretă mai degrabă pedeapsa. E cam mare pedeapsa, n-ai vrea să-mi umicșorez puțin, să-mi poți de grijă. Dar nu regreți că ai păcat, nu-ți pare rău că l-ai omorât? Nu. Și vedem un om împietrit până la capăt. Un om răzvrătit, un om care de fapt este, dacă vreți, prototipul lui Anticrist și dacă vreți, prototipul omului necredincios. Cain, primul născut din Adam și Eva. Nici o urmă de pocăință, nici o urmă de smerire. Dragii mei, câteva lecții pentru noi și apoi încheiem. Înaintea Domnului trebuie să înțelegem că nu putem veni oricum. Înaintea Domnului nu poți veni oricum. Noi spunem să vii așa cum ești, e drept să vii așa cum ești, dar
în duh și în adevăr, cu sinceritate, cu smerenie și cu pocăință. Nu cu păcate ascunse, nu cu păcate îndosite, nu cu vopsiri peste rugină, nu cu alte lucruri de felul acesta, ci cu smerenie și cu pocăință. Că Dumnezeu e dispus să ierte și să îndepărteze. Vreau să vă spun că jertfa supremă a fost adusă. În baza acelei jertfe noi ne putem apropia de Dumnezeu, venim înaintea Lui cum suntem, dar venim înaintea Lui într-o atitudine de smerenie și îi cerem iertare. Nu ne putem apropia oricum. Dacă vii cu încăpățânare, cu împotrivire, cu vicleșug, cu mândrie, cu aroganță, cu orgoliu, vei descoperi că te întâlnești cu El, dar nu-ți va fi deloc binevoitor. Și în biserica primară a existat chiar un exemplu teribil, o familie a încercat să-L păcălească pe Dumnezeu, că noi spunem că asta e doar în Vechiul Testament. Nici vorbă, în Noul Testament, în Cartea Faptele Apostolilor, o familie a vrut să se închine și ea, să-L copieze pe un levit care a vândut un ogor. Și-au vândut și ei un ogor și-au zis, l-am vândut cu atâta și-au păstrat o parte din prețul moșioarei. Nu era nicio problemă dacă recunoșteau și spuneau că, într-adevăr, atâta vrem noi să dăm, Dumnezeu nu i-ar fi condamnat, Dumnezeu nu i-ar fi pedepsit pe loc, dar ei au venit cu o minciunică, mică și nevinovată. Au făcut o faptă bună, dar din motivații greșite pentru a se scoate pe ei în evidență. A fost o închinare benefică pentru cei săraci, că cei săraci au beneficiat de pe urma donației lor, dar Dumnezeu privește dincolo de actul în sine, privește la inima închinătorului și Dumnezeu îi pedepsește aspru pe acești doi oameni, pe Anania și pe Safira. Păcatul, dragii mei, trebuie recunoscut, trebuie să ne doară, dacă am căzut să fie un accident, trebuie abandonat prin pocăință și înaintea lui Dumnezeu venim cu un cuget curat. Ne închinăm având un cuget curat, spălat și curățit prin stropirea sângelui lui Hristos. Jertfa lui Hristos s-a adus, sângele a curs, este prețios, chiar infinit de prețios. Și după cum se spunea și de dimineață la timpul de rugăciune, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Păi n-ai cum să scapi, pentru că tu calci în picioare sângele lui Hristos. Știi că s-a adus, știi că a curs, știi că e pentru tine, pentru păcatele tale, dar tu spui, n-am nevoie, sunt alții mai răi ca mine, lasă că m-o-i descurca cumva, lasă că m-o-i înțelege eu cu Dumnezeu, îmi trăiesc viața cum știu, să fiu cea mai bună variantă a mea, cu tot felul de teorii din prezent și în felul ăsta m-o-i descurca înaintea lui Dumnezeu, nici vorbă. E absolută nevoie de smerenie, de pocăință, de abandonare totală a păcatului. Lumea, în ultimă instanță, se împarte în două. Sunt urmașii lui Cain și urmașii lui Abel. Urmașii lui Cain și urmașii lui Abel. Să dea Dumnezeu să fim în categoria urmașilor lui Abel. Credincioși, ne punem toată încrederea în Domnul nostru, ne închinăm înaintea Lui și aducem o închinare plăcută în duh și în adevăr. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin.